Minerii care vor fi concediați luna viitoare nu vor mai primi și două salarii din partea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă din cauza situației de avarie prin care trece țara, precum și a unei decizii recent intrată în vigoare din acest an. AJOFM Hunedoara nu mai acordă, în cazul unor concedieri colective, câte două salarii, reprezentând valoarea câștigurilor salariale nete. Astfel, pentru prima oară în ultimii 5 ani, cei puși pe liber din cadrul unei companii de staff vor pierde câteva zeci de milioane de lei. Mai exact, ar fi vorba despre aproape 30 de milioane de lei vechi. Deci am avut modificare de ordonanță și aceste sume au fost anulate. Acordarea acestor sume a fost anulată și de aceasta nu se acordă această sumă. Nu e o problemă a Agenției Județene, legislația este dată de la nivel național, deci la nivel național aceste sume s-au considerat că nu le acordăm. Deși vor pierde niște bani, totuși minerii care vor fi concediați de la CNH Petroșan vor primi din partea AJOFM Hunedoara o indemnizație de șomaj, precum și un venit de completare. Indemnizația se va întinde pe durata a cel mult 12 luni, iar venitul de completare pe maximum 24 de luni. Acești bani vor fi primiți doar de către minerii care intră în șomaj, nu și de către cei care se pensionează. Oricum, grosul banilor de disponibilizare vor fi oferiți de către Compania Națională a Huilei. Pensiile foștilor mineri din Valea Jiului vor crește dacă economia mondială și implicit cea europeană nu vor mai cunoaște alte salturi negative. Asta le-a spus prefectul județului Hunedoara Otil Odezi pensionarilor din Vale la întâlnirea pe care a avut-o la Petroșani. Foștii mineri au aflat și că ar putea beneficia de noi indexări a reveniturilor doar cel mai devreme anul viitor. Efortul principal al Guvernului României este crearea locurilor de muncă. De ce, o să vă întrebați? Fiindcă aceste locuri de muncă ar echilibra, din punct de vedere al bugetului de stat, ar echilibra balanța între pensionari și cei care sunt cadru activ. Pensiile vor putea crește și vă spun în cunoștință de cauză, ceea ce în cazul în care nu va interveni pe piețele internaționale vreo problemă cu criza asta mondială. Dacă se întâmplă în Grecia, sau se întâmplă în Italia, sau se întâmplă în Portugalia, sau oriunde în lumea asta, având în vedere că suntem în Uniunea Europeană, ne afectează în mod direct pe noi, pe cei din România. Deci, încă o dată vă spun, în cazul în care nu se va întâmpla nimic rău pe piețele internaționale, vom avea speranța și creșterii pensiilor și a salariilor anul viitor. Cei care au lucrat zeci de ani în subteran, în minele din Valea Jiului, i-au cerut prefectului socoteală cu privire la ziua în care pensiile le vor fi indexate, dar au aflat că asta va fi posibil doar dacă se vor crea locuri de muncă. Totuși, prefectul Otil Odezi a precizat că în Valea Jiului va exista o astfel de posibilitate, odată cu lucrările preconizate la drumurile spre Herculane sau spre Voineasa. În urma recorectării lucrărilor, elevilor care au depus contestații, alți 21 de absolvenți de liceu hunedoreni au promovat bacul. După cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat în județul Hunedoara au fost depuse aproape 500 de contestații. Doar 21 de elevi au avut însă câștig de cauză, numărul celor care au obținut diploma de bac în sesiunea de toamnă, ajungând astfel la 471. În acest an, în județul Hunedoara, la bacalaureat s-au înscris circa 5100 de elevi, 2393 dintre aceștia reușind să treacă de examenul de maturitate. După cele două sesiuni de examen, promovabilitatea în județ a ajuns la aproape 50%. În fiecare an, pe 8 septembrie, românii ortodoxi celebrează nașterea Maicii Domnului. În popor, sărbătoarea mai este numită și cea a Sfintei Maria Mică. În fapt, ziua de 8 septembrie reprezintă hotarul astronomic dintre vară și toamnă. Din această zi, păsările călătoare pleacă spre țările calde și totodată încep lucrările agricole de toamnă. Este vorba despre semănatul greului, secarei și orzului, culesul viilor, bătutul nucilor sau jupuirea cojii de pe ulmi, acesta urmând a fi folosit anul viitor la legarea viței de vie. Tot în 8 septembrie, pălăriile se agață în cui, fiind înlocuite de căciuli și se împart strugurii și prunele de sufletul morților. Pompierii militari din Petroșani vor face mai multe demonstrații în fața publicului. Asta se va întâmpla vineri după amiază, când, în colaborare cu administrația de la Petroșani, pompierii sunt pregătiți să facă un adevărat spectacol. Cei care salvează vieți și sting incendii vin să ne prezinte activitățile specifice pe care ei le desfășoară zilnic, totul în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Pompierilor. Centrul municipiului Petroșani va fi închis și în fața primăriei din localitate vor avea loc mai multe exerciții demonstrative. În plus, cei care doresc pot să
le studieze aparatele, uniformele și dotările. Toate acestea vor fi expuse și cei care doresc sunt așteptați să ia parte la spectacol.